Bună ziua, bun găsit la Gurjul în direct. Invitatul meu de astăzi este domnul Marius Ionescu, director tehnic al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Târgu Jiu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Am avea foarte multe de discutat, vom vorbi de multe investiții. Mai devreme spuneați dumneavoastră că veți trage linie și veți face o Da, situație cu ce... este normal, pentru că, vedeți și dumneavoastră, ne găsim la sfârșitul unui an, un an la care trebuie să tragem o linie, să ne uităm în lista de investiții, pe celelalte capitole privind lucrările edilitar gospodărești și să putem să vedem unde ne situăm la ora actuală. Așa cum spuneam, la sfârșit de an, în general, se reașează lucrările de investiții, unele vin din urmă pentru că au o finanțare multianuală. Altele sunt lucrări începute în 2018, fie că au termen de finalizare în acest an, fie că vor continua și în anul următor sau în anii următori, pentru că, în general, lucrările de pe zona de investiții, cele suportate din bugetul local, sunt lucrări care au continuitate de la an la an, așa încât, prin zonele unde se deschid aceste șantiere, să putem să spunem că se urmărește realizarea în totalitate și rezolvarea tuturor problemelor pe care cetățenii le solicită în zonele respective. Dacă discutăm de lucrările de investiții, în general lucrările care sunt finanțate din bugetul local, am putea să spunem că la ora actuală lucrările de investiții privind partea de canalizare menajeră sunt încheiate în procente destul de avansate pentru acest an. Aș vrea să spun despre canalizarea menajeră, poate cea mai mare lucrare de investiții din zona lucrărilor de canalizare menajeră. Este vorba de cartierul Drăgoieni, cu tot ce înseamnă de la intrarea dinspre Râmnicu Vâlcea în municipiul Târgu Jiu, calea București toată. De asemenea, Sfântul Dumitru, Petrești, Primăverii, Aleea Sfântul Dumitru. Toate aceste lucrări despre care discutăm au o valoare de finanțare de circa 60 de miliarde lei vechiată, o sumă destul de mare, care se va regăsi în această lucrare la final, așa încât și cetățenii din zona respectivă să beneficieze de această, să-i spunem, ultima utilitate publică, pentru că în zona respectivă, fiind un drum național, drumul care leagă Târgu Jiu de Râmnicu Vâlcea, nu am avut posibilitatea să găsim soluție să lucrăm în carosabil și atunci a trebuit ca cele două colectoare principale de-a lungul drumului național să fie realizate în zonele de trotuare sau în spațiile care au mai rămas între gospodăriile cetățenilor și drumul național. Când au început lucrurile astea? Lucrurile au început acum un an și jumătate. Sunt lucrări destul de mari pentru că discutăm de peste 14-15 km de rețea colector principal. Discutăm de asemenea de stații de pompare pentru a putea prelua apa menajeră acolo unde diferențele de nivel nu pot fi preluate prin cădere liberă. Și nu în ultimul rând, toată apa menajeră colectată în zona respectivă să poată fi împinsă către canalizarea menajeră din calea București, pentru că, spuneam, lucrările au început de undeva dinspre limita municipiului Târgu Jiu și continuă până undeva în pantă calea București, în zona jandarme, așa cum este cunoscută zona respectivă. În cât timp se vor finaliza? După raportul care l-am avut, sau mai bine zis, ședința de progres care am făcut o săptămână trecută cu factori implicați, constructori, diriginți, din numărul de kilometri despre care vă spuneam, mai sunt de realizat circa 4,3 km, ceea ce înseamnă că ar mai fi cam 2 luni și jumătate, maxim 3 luni. Până în primăvară. În primăvară, odată cu începerea sezonului. Deci, în concluzie, cei de la Drăgoieni vor avea canalizare? Cei de la Drăgoieni vor avea în anul viitor, în 2019, canalizare, urmând să treacă efectiv la partea de racorduri. Ca pe măsură ce se încheie partea de racorduri, populația să poată să treacă la încheierea contractelor cu operatorul să beneficieze de această utilitate. Spuneam că este o lucrare destul de mare, o lucrare a cărei valoare, v-am spus, aproape de 60 de miliarde lei vechi, dar cu și aș vrea cu această ocazie să îmi cer scuze pentru disconfortul pe care, nu numai în zona respectivă, în general pe unde sunt șantiere, mai ales în incintă de cartiere,
pentru că orice investiție presupune și disconfort, dar odată cu finalizarea investiției, disconfortul rămâne de domeniul trecutului și cetățenii vor beneficia de aceste utilități. Se lucrează și pe timp rece? La ora actuală se lucrează la partea de refaceri în zonele de proprietate, restrângerea șantierului, curățirea zonelor respective. Dacă timpul va mai permite, se va lucra numai în zona de introducere a colectorului principal, fără să toarnă betoane sau orice alte lucrări care nu pot fi făcute în sezonul rece. Când se va stabili clar că vremea nu mai permite, se vor întrerupe lucrările, se va da ordinul de sistare, urmând ca în primăvară, probabil în luna martie, să fie reluate, așa încât în vară să putem discuta că cetățenii din zona respectivă vor folosi această lucrare de utilitate publică. Cam în câte zone mai sunt, cum să spun, de făcut lucrări pentru canalizare? Zone sunt foarte multe. Da, zone sunt foarte multe, dar nu trebuie să uităm că în exercițiul financiar 2007-2013 Primăria Municipiului Târgu Jiu a accesat fonduri europene, pentru că până la urmă, ca să poți să discuți de investiții mari, majore și să te adresezi unui număr mare de locatari, trebuie să ai și o sursă de finanțare pe măsură. Nu trebuie să uităm că prin programul operațional sectorial de mediu, fonduri atrase de către Primăria Târgu Jiu și gestionate de către operatorul SCE Apa Regio au fost lucrări destul de mari în această etapă, însemnând de extindere de rețele de canalizare și alimentări cu apă, reabilitarea rețelelor existente, special colectoarele principale. Și dacă dăm puțin timp în urmă, știm cu toții ce lucrări s-au desfășurat de-a lungul bulevardului principal, chiar bulevardul Vasile Alexandrii, Brâncuș, zona bulevard de Caterina Teodoroiu, să nu uităm de asemenea calea Severinului, Meteor, Luncilor, deci lucrări destul de mari, pentru că prin realizarea acestor colectoare principale s-au creat și condițiile de a putea extinde aceste colectoare către zonele de amonte, pentru că prin programul operațional infrastructură mare, operatorul de asemenea are elaborat, să spunem, master planul, are elaborat sau în fază de finalizare studiul de fezabilitate, așa încât lucrările de asemenea amploare cu susținere financiară europeană să poată să continue să adreseze și către celelalte localități componente. Și aș dori să vă dau un exemplu, faptul că prin această investiție se rezolvă colectorul principal în zona calea București-Drăgoieni. Gândiți-vă că sunt condiții pentru a demara lucrările pe Preajba, toată localitatea componentă Preajba, cu tot ce înseamnă plecând dinspre calea București până în capăt, acolo unde știm cu toții că se face sărbătoarea Narciselor. De asemenea, străzile adiacente, dacă privim dincolo de râu Jiu, s-au creat condiții pentru a se prelua partea de Bârsești, partea de Polata, de Ursați, prin ceea ce s-a realizat în anii trecuți. Iată că toate aceste lucrări pot să aibă continuitate dacă sunt gândite într-un plan unitar și dacă se caută soluții de finanțare din alte surse decât cele bugetare din buget local, pentru că până la urmă bugetul local nu este un buget atât de mare încât să permită lucrări de asemenea amploare. Spuneți mai devreme de fonduri europene. Dacă tu suntem în zona fondurilor europene, aș dori să spun că pentru exercițiul financiar 2014-2020, și aici discutăm de fondurile europene, unde Primăria Municipiului Târgu Jiu are o cofinanțare de 2%, iată o sumă destul de mică pe care primăria trebuie să o suporte din bugetul local, dar 98% sunt fonduri nerambursabile. Prin experiența exercițiului financiar 2007-2013, când primăria a avut un grad de absorție 100%, deci întreg exercițiul financiar s-a încheiat, sperăm că odată accesate fondurile și în exercițiul financiar 2014-2020, pentru că discutăm de peste 50 de milioane de euro, fonduri pe care primăria și le-a propus să le atragă din fonduri europene, sunt optimiști și sper că și acest program va fi un program de succes, pentru că suntem în faze diferite privind încheierea contractului de finanțare. Discutăm de axa 4, axa de transport.
Pentru a ajunge să discutăm la ora actuală de fonduri europene, au trebuit o serie de documente și documentații pregătite înainte, fără de care, sau mai bine zis, acele instrumente fără de care n-am fi putut să discutăm de fonduri europene la ora actuală. Discutam cu ceva vreme și foarte multă vreme în urmă despre elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Târgu Jiu pe perioadă scurtă, medie și lungă, deci undeva până la 35 de ani perioadă de dezvoltare. Discutam la vremea respectivă despre integrarea strategiei de dezvoltare locală corelată cu dezvoltarea județului. Discutam la vremea respectivă de elaborarea planului de mobilitate durabilă a municipiului Târgu Jiu. Iată că toate aceste documente au fost elaborate, toate aceste studii au fost făcute. Cam în cât timp, să zicem așa? Cât a durat toată? A durat cam 2 ani de zile până când s-a elaborat aceste documente, pentru că abia după aceea aceste documente au fost verificate, supuse avizării și am primit ok-ul, să spunem, pornitul la drum. Putem să discutăm că la ora actuală Primăria Târgu Jiu, prin Agenția de Dezvoltare Regională, prin axa 4 Transport, are alocate deja 26 de milioane de euro. Deci discutăm de bani pe care Primăria Târgu Jiu îi are alocați la ora actuală, urmând ca în decurs de 2 săptămâni de zile să depunem ultimele documente, așa încât toate proiectele despre care vom discuta și dacă timpul va permite, să intre în zona de preverificare, verificare și apoi în zona de contractare. Aceste proiecte mari despre care spun că fac parte din exercițiul financiar 2014-2020 pe axa 4 sunt proiecte care se referă strict la partea de transport public în comun. La ora actuală, unul dintre cele mai avansate proiecte și care, pentru care s-au încheiat deja acordurile de parteneriat este proiectul privind achiziția de mijloace de transport și putem să spunem că circa 12 milioane de euro vor fi primii bani de care comunitatea va beneficia, pentru că în cadrul acestui contract de parteneriat încheiat între Primăria Târgu Jiu și Ministerul Dezvoltării s-a urmărit finanțarea mijloacelor de transport public. Și când, achiziția unor troleibuze. Când spun mijloace de transport public, discutăm în zona verde, discutăm în zona de transport, în zona care condiționează de atragerea acestor fonduri pentru a reduce emisiile de noxe și discutăm efectiv de transportul public cu troleibuzul. Din fericire, municipiul Târgu Jiu are această rețea, are un mijloc de transport cu troleibuzul și de aceea ne-am axat pentru a îmbunătăți parcul auto, care nu trebuie să ne ascundem, lasă de dorit, autobuzele, troleibuzele sunt foarte vechi odată cu investiția, deci probabil 25, 26, 27 de ani, că toată această investiție a fost pusă în funcțiune într-o soare, a început pe undeva prin 90, a fost finalizată prin 97, 98 până în 2000, ori de atunci avem aceleași troleibuze care circulă în municipiul Târgu Jiu, nu numai că sunt depășite fizic, moral, dar necesită și cheltuieli de întreținere și exploatare destul de mari. Nu trebuie să uităm că și rețeaua de contact, cei peste 27 de kilometri, au fost finalizați tot în urmă cu aproape 20-25 de ani și pe lângă rețeaua de contact, inclusiv stațiile de redresare sunt mari consumatoare de energie electrică, ceea ce duce la costuri foarte mari pentru operatori. Spun că prin achiziționarea acestor 20 de mijloace de transport în acest proiect de circa 12,8 milioane de euro, se va înlocui o parte din parcul auto. Când spun o parte din parcul auto, din câte știu, operatorul Transloc operează la ora actuală cu 15 troleibuze și diferența până la 35-36 de mijloace de transport sunt de asemenea mijloace de transport vechi, cu excepția câtorva cumpărate pe undeva prin 2014-15-16, restul la fel au peste 25-30 de ani vechime, care de asemenea presupun costuri de reparație, întreținere. Și pun în pericol și viața celui care e transportat. Pot să pună în pericol orice până la urmă, dar prin acest program s-a urmărit efectiv înlocuirea parcului auto existent. Când discutăm despre cele 20 de mijloace de transport, doresc să se înțeleagă că sunt 9 troleibuze de 12 metri care vor folosi firul de contact existent și spuneam că din fericire, având această rețea de contact în municipiul Târgu Jiu,
rețeaua de contact poate fi folosită ca și rețea pentru încărcat autobuze cu autonomie sau troleibuze cu autonomie extinsă. Deci 9 sunt normale de 12 metri și vor urmări doar circuitul firului de contact. Celelalte 11 se vor încărca în circuitul de contact, în firul de contact și vor putea să părăsească rețeaua de contact, să asigure călătorilor deplasări și către celelalte rute, celelalte... Da, în funcție de cerințe. Da. În funcție de cerințe, rutele sunt bine stabilite, cele 8 rute. Și vor putea să deplaseze către Polata, către Bârsești, către Romanești, către Drăgoieni, Preajma. Programul la ora actuală se află în fază de încărcare în SEAP, se ocupă Ministerul Dezvoltării, urmând ca după publicarea în SEAP, după ultimele discuții avute, eu știu, acum 3 săptămâni de zile, o întâlnire care a avut loc la Constanța, unde a participat și domnul primar, reprezentanții JSPERS, unității de implementare și ministerului, spuneau că începând cu 2019 se va încheia contractul de finanțare, fiind un volum mare de mijloace de transport care trebuie livrat, probabil vor veni în tranșă așa încât până la sfârșitul anului 2019 să putem să discutăm de primele 20 de mijloace de transport noi, moderne, ecologice, care vor circula pe teritoriul municipiului Târgu Jiu. Este unul din proiectele despre care am discutat. Un al doilea proiect care intră în zona transportului în comun și pentru care primăria de această dată banii ar alocați circa 22,5 milioane de euro, este vorba de modernizarea transportului public în comun cu troleibuzul. Dacă în primul proiect am discutat despre achiziționarea 20 de mijloace de transport, 9 troleibuze și 11 troleibuze cu autonomie extinsă, în cadrul acestui proiect avem prevăzute achiziționarea restului de mijloace de transport, așa încât să putem înlocui în totalitate parcul auto. Discutăm de 6 troleibuze de 12 metri, diferența până la 15 fiind din cele cu autonomie extinsă, așa încât tot transportul în comun în municipiul Târgu Jiu să se realizeze cu mijloace de transport ecologice. Iată, discutăm inclusiv de eliminarea noxelor care... Da, e o nouă etapă. Da, este o nouă etapă pentru că... Asta ne înscrie în rândul orașelor mult mai dezvoltate, să spun. Nu putem să spunem că ne înscriem pentru că orașelor dezvoltate, dar ne putem spune că ne putem înscrie în zona orașelor verzi, așa cum se cunoaște destul de bine prin semnarea tratatului de la Kyoto, reducerea de CO2 este o obligație României și de aceea zic că s-a insistat foarte mult în zona de transport pentru a atinge acest indicator, acești parametri și totodată să rezolvăm și o problemă cu care comunitatea trebuie să recunoaște s-a confruntat în toți acești ani. Apropo, iertați-mă, venim vorba despre orașul verde, ca să spun așa. Aveți în plan amenajarea unor sau mai multor spații verzi? Mai este loc în municipiu pentru spații verzi? Discutăm și despre spații verzi pentru că toate sunt legate și de axa 4, pentru că în cadrul axei 4, pe lângă partea de transport, mai sunt alocate fonduri aproape 3 milioane de euro pentru zone verzi de agrement, parcuri, părculețe. O să discutăm și de aceste proiecte, dar să termin întâi cu transportul în comun, pentru că undeva ele sunt corelate și se găsesc într-un plan integrat, pentru că în aceste condiții poți să discuți că accesezi în totalitate axa 4. Pe axa 4.1 am rămas la partea de transport în comun, spuneam că 22,5 milioane de euro sunt alocate primăriei Târgu Jiu. Proiectul deja a fost aprobat de către Consiliul Local acum o săptămână de zile. Se lucrează la partea de încărcare în sistemul electronic MySMIS, să pregătește partea de multiplicare a documentației, așa încât să putem depune în cursul săptămânii viitoare la Agenția de Dezvoltare Regională întreaga documentație. Discutam de acest proiect unde am spus de achiziționarea 15 mijloace de transport, dar aș dori să fac cunoscut întreaga investiție, pentru că nu este o investiție simplă.
Este o investiție destul de completă și complexă. Discutăm de înlocuirea în totalitate a firului de contact. Deci ceea ce vedem la ora actuală în municipiul Târgu Jiu, rețeaua catenară va fi înlocuită în totalitate. În câte amintesc, sunt circa 27 de kilometri de rețea dublu circuit. De asemenea, discutăm de extinderea troleului firului de contact până din strada 9 Mai Săvinești Agriculturii până în strada termocentrale cu întoarcere în zona comercială la sensul giratoriu. Iată, încă 700 de metri de rețea simplu circuit. Nu în ultimul rând discutăm de înlocuirea tuturor stâlpilor metalici, pentru că deja sunt destul de degradați, uzați, ruginiți, pot să prezinte riscuri oricând. Din expertiză și din documentația care a fost elaborată a rezultat schimbarea în totalitate a stâlpilor metalici și a unei părți din stâlpi de susținere a rețelei catenare, stâlpi de beton, cei care prezintă fisuri, mozaicări, mă rog, și care nu mai pot să, care nu mai au o durată rămână, de viață, da, să rămână. Pe lângă această rețea de contact, se are în vedere modernizarea în totalitate a celor două stații de redresare. Firul de contact al troleibuzului din municipiul Târgu Jiu este alimentat în curent continuu din două stații mari de redresare, una situată în zona pieții centrale către digul Jiului și cealaltă undeva pe strada Islaz către fosta bază agriculturii, așa cum era cunoscută sau cum este cunoscută. Retenizarea și modernizarea acestor două stații de redresare nu face decât să reducă consumurile de energie electrică, pentru că însuși utilajele sunt depășite fizic și moral și prin noua tehnologie se va reduce inclusiv consumul de energie în timpul funcționării stațiilor. De asemenea, se va mai monta încă o stație mobilă pentru extinderea despre care v-am spus undeva în strada termocentralei. Și nu în ultimul rând, amenajarea în totalitate a bazei de incintă a operatorului, însemnând liniile de întoarcere, atelierele mecanice, sediu societății, spălătoria, tot ce înseamnă parte de incintă. Deci discutăm de un proiect care va fi depus săptămâna viitoare în totalitate. Sperăm ca până la sfârșitul anului să încheie acest exercițiu de depunere, deși unele primării au cerut prelungire de termen, suntem singura primărie care la întâlnire, care nu am cerut prelungire de termen, pentru că orice prelungire de termen va fi în defavoarea noastră, pentru că vrem ca în ianuarie să se treacă efectiv la evaluare și la semnarea contractului de finanțare, să avem timp să pregătim licitația, știind destul de bine ce înseamnă a pregăti o licitație, ce înseamnă o eventuală contestație, da, în cadrul achiziției, perioada de timp. Destul de... Ori lucrarea va fi scoasă cu proiectare și execuție și să sperăm că nu vor fi contestații, că se vor prezenta firme serioase și cea care va câștiga va avea un termen de 24 de luni să finalizeze această investiție. Dacă am discutat despre troleibuze cu autonomie extinsă, va fi și un grafic pe măsură, așa încât să nu fie paralizat transportul în comun, pentru că atunci când se va lucra într-una din stațiile de redresare, cealaltă trebuie să funcționeze măcar pe segmentele unde pot fi încărcate troleibuzele cu autonomie și să putem asigura transportul cetățenilor prin aceste troleibuze cu autonomie extinsă. Este un volum mare de lucrări, va fi iară un disconfort probabil total, dar până la urmă trebuie să înțelegem cu toții că tot acest efort nu face decât să conducă la modernizarea în totalitate a transportului public. Tot în cadrul axei 4, corelat și fiind un proiect complementar cu o valoare de circa 8,5 milioane de euro, care de asemenea este în curs de pregătire, elaborat doar strângerea de documente privind partea de proprietate, cadastre, tot sunt aproape finalizate. Probabil într-o săptămână și jumătate va fi o ședință a Consiliului Local de îndată, convocată, așa încât să putem aproba indicatorii tehnico-economici, iar până la sfârșitul lunii decembrie, mai bine zis până în sărbătorile de iarnă, să avem depus și acest proiect. În acest proiect se urmărește efectiv partea de monitorizare a ceea ce se întâmplă în municipiul Târgu Jiu, ce se întâmplă cu transportul public, de aceea spuneam că este un proiect complementar, pentru că acest
proiect care se referă la siguranța cetățeanului, managementul de trafic, tot ce înseamnă partea de participare la traficul rutier în municipiul Târgu Jiu, va fi monitorizată și datele vor fi transmise în timp real într-un dispecerat deci comun. Deci camere video. Cam vor fi camere, să vă spun câteva cuvinte și din ce constă acest proiect, când discutăm de 1,5 milioane de euro. Pe toate bulevardele principale, plecând dinspre partea de nord, de-a lungul transportului în comun cu troleu, Ciocârlău, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, Traian, Brâncuș, Unirii, Republicii, până în partea de jos, 9 mai, toate trecerile de pieton vor fi dotate cu semafoare la buton pentru pietoni, pentru ca aceste semafoare, în momentul în care se va cere undă verde de către participantul la trafic cu troleu despre care discutam modern, să aibă undă verde și să poată să asigure acei timp pe care operatorul trebuie să își propună de 4, 5, 7 minute sau cât se va stabili pe fiecare rută în parte. Așa ceva e în Anglia. Ori toată această bază de date va fi transmisă în mod în timp real către dispeceratul, care va fi un dispecerat comun, și mi-aș dori foarte mult ca în acest dispecerat, pentru început, sunt create 6 locuri de monitorizare, 6 posturi de monitorizare, unde ar trebui să-și desfășoare activitate comună reprezentanți de la poliția locală, de la poliția rutieră, de la ISU, de ce nu, pentru că poate se să apară și evenimente în trafic. Evenimente nefericite, mai ales. Da, întreg centru de integrat se va construi într-o centrală veche, abandonată undeva în... Abandonată în sensul cuvântului că... Nefolosită, fiind făcând parte din cele 35 de centrale care au asigurat agentul termic și încălzirea în municipiul Târgu Jiu până mai acum câțiva ani buni în urmă. Ori li s-a găsit o destinație celor 35 de centrale? Unele centrale au fost tot prin fonduri europene, să nu uităm casa, centru pentru bătrâni, undeva în zona autogării, să nu uităm casa Irii, să nu uităm cel pentru copii cu dezabilități, deci foarte multe centrale. Și încet, încet li se va găsi un scop. Da, altele au fost vândute, valorificate. Da. Cert este că această centrală a fost reținută de către primărie, cadastrată pentru a face parte din acest proiect. Pe lângă partea de semaforizare despre care v-am spus, avem camere de luat vederi în toate intersecțiile principale. Asta vreau să vă întreb. Și nu numai, și în acele zone de risc periferice unde cetățeanul poate fi expus riscului. Ori toată această monitorizare va fi transmisă prin fibră optică și accentuez cuvântul fibră optică pentru că face parte dintr-un alt proiect complementar, spuneam că sunt proiecte complementare integrate din sistemul de iluminat public. O să revin și la sistemul de iluminat public. Este foarte important, chiar da. Acest proiect privind siguranța cetățeanului, partea de infotrafic, monitorizare a tot ceea ce se întâmplă în municipiul Târgu Jiu, cei care se găsesc în zona respectivă de dispecerat pot să intervină în timp real, să-și ia măsurile necesare, pentru că în centru respectiv, pe monitoare, pe panouri, vor avea în permanență viața, frământarea orașului din punct de vedere al traficului rutier. Spuneam de fibra optică pentru că fibra optică va fi realizată printr-un alt proiect, proiect care a fost depus în luna februarie acestui an, iar acolo nu putem să pierdem această finanțare pentru că a trecut de perioada de evaluare, se găsește în faza de contractare, s-a mai cerut o prelungire de 2 luni de zile de către UAT-uri pentru a putea să depună proiecte. Iată, încă o dată, seriozitatea de care a dat dovadă primăria Târgu Jiu, având pregătite și depuse în termen la acest proiect, fiind pe axa 3.1 de eficiență energetică, există o regulă, primul venit, primul servit. Ori noi știm că în luna februarie, la ora de când s-a deschis sistemul electronic, mai zmisul, pentru a se încărca documentația, singurul oraș, singurul municipiu din țară a fost primăria Târgu Jiu. Contractul are o valoare de 5 milioane de euro pentru regiunea Olteniei. Au fost alocate 10 milioane de euro.
se finanța maxim un proiect de 5 milioane sau două proiecte care, sau mai multe care să nu depășească suma de 5 milioane, ori noi prin acest proiect putem să spunem că revendicăm sau așteptăm să semnăm acel contract. Cam când credeți că se va întâmpla? Păi normal, după discuțiile care le-am avut la ultima întâlnire, sperăm că în ianuarie deja să semneze contractul de finanțare. Mult durează un an? A durat foarte mult pentru că, v-am spus, până în luna august a fost termenul de depunere. Noi am depus chiar în prima zi, în prima oră de la deschidere. S-a mai cerut o prelungire de două luni și din 12 august până undeva prin octombrie s-a prelungit timpul, ceea ce înseamnă că nu au fost depuse proiecte în toată această perioadă. Am fost evaluați, au fost trimis la minister să se așteaptă semnarea contractării. Revenind la acest proiect, trebuie să privim, să spunem, întreg orașul și să ne imaginăm că pe toate bulevardele principale din municipiul Târgu Jiu, pe care circulă mijlocul de transport în comun, dar de această dată să privim și Calea București, unde nu avem transport public cu troleu, dar Calea București cu partea până undeva la ieșirea din oraș vor fi corpuri de iluminat cu LED-uri. Dacă privim în zona înspre Bârsești, până undeva, nici acolo, și acolo avem prinse partea de LED-uri, și bulevardul strada Victoriei până jos la intersecție cu strada Margaritalui. Când va fi posibil? Am înșirat aceste străzi pe lângă cele despre care v-am spus, Cioclo, bulevardul Ecaterina, Traian, Vasile Alexandrii, Brâncuși, Unirii, Republicii, Titulescu, 9 Mai, Săvinești, prelungire până în strada Termocentralei, pentru că pe toată această rețea tremă-stradală se va introduce fibra optică în subteran, însemnând peste 30-35 de kilometri de rețea de fibră optică, folosită în două scopuri, odată pentru partea de comandă și dimare a corpurilor de iluminat pe LED-uri, pentru că toate vor fi monitorizate și se va ști din zona de comandă care corp de iluminat scade în intensitate sau care nu mai funcționează și nu trebuie să mai așteptăm sesizări de la cetățeni sau să facem verificări în tot orașul, vom avea totul centralizat. Și nu în ultimul rând spuneam că este un proiect complementar, pentru că toată această fibră optică poate fi folosită ca bază de transmitere a bazei de date din aceste intersecții, unde vor fi semafoare, unde vor fi camere de luat vederi. Și atunci toate proiectele despre care discutam sunt proiecte integrate, proiecte complementare. Dar avem specialiști care pot să gestioneze un astfel de ansamblu? Păi de... n-ar fi nicio problemă, pentru că una din obligațiile pe care le are orice unitate teritorială administrativă este să descentralizeze serviciile de utilitate publică. Și se cunoaște destul de bine că primăria Târgu Jiu a făcut de mult acești pași. Există un operator pentru transportul în comun, există un operator pentru apă canal, există un operator pentru salubritate, pentru depozitul ecologic, pentru întreținere străzi, și această activitate va fi delegată tot unui operator, pentru că una din condițiile de a accesa aceste fonduri în zona iluminatului public este să ai desemnat un operator în baza unei achiziții transparente. Altfel nu poți să discuți și nici nu poți să-l gestionezi în gestiune proprie. Cu cât vor scădea cheltuielile din momentul apariției iluminatului public cu LED-uri, de exemplu? Se cunoaște destul de bine că Târgu Jiu a mai suferit o intervenție în zona iluminatului, pentru că în anii trecuți corpii de iluminat care erau cu vapor de sodiu aveau puteri de peste 150, au fost înlocuiți cu lămpi cu vapor, celălalt a fost cu vapor de mercur, s-au înlocuit cu vapor de sodiu și a avut loc o scădere de circa 20-25%. Ori tocmai prin montarea pe aceste bulevarde principale, unde lămpile actuale vor rămâne de domeniul trecutului ca și mari consumatori, reducerea va fi de între 60-70%. Cât cheltuiește primăria păi, anual? Din câte știu, circa 3 miliarde pe trimestru ar fi cam costurile cu partea de iluminat public. Să nu uităm că în perioada de iarnă iluminatul începe de undeva de vreme, să stinge destul de târziu. Costurile sunt destul de mari, ori tocmai ca această investiție, prin atragerea fondurilor europene,
nu face decât ca factura de curent pe care primăria va trebui să o plătească va fi din ce în ce mai mică și banii de acolo economisiți ne poate da speranțe în continuare de extinderea sistemului de iluminat public cu LED-uri și în celelalte străzi sau străduțe ale municipiului Târgu Jiu. Așa cum spuneam, discutam de fonduri europene pe axa 4, dar dumneavoastră întrebați de spații și zone verzi. Vreau să vă spun că în cadrul axei 4, transportul face parte din subpunctul, sau mai bine zis, 4.1. Până la 4.5 mai sunt fonduri alocate pentru unități de învățământ, pentru zone și spații verzi, pentru școli tehnologice. La ora actuală avem depuse și așteptăm deja semnarea contractelor de circa 2 milioane de euro, grădinița 8 și Mihai Eminescu, una cred că vreo 800 și ceva de mii de euro, cealaltă se apropie undeva la 1 milion de euro, deci sunt tot în faza de contractare, de semnarea contractului de finanțare. Se află în fază de elaborare documentația sau SF-ul unui parc destul de mare, știind că primăria Târgu Jiu a luat teren de la unitatea militară undeva în zona Marcițelor. Ori pentru o bucățică din acea zonă pentru care s-a făcut puzuș, care a fost aprobat în ultima ședință de Consiliu, deja aveam condițiile să finalizăm acest studiu de fezabilitate unde vor fi unde va fi amenajat acest parc cu locuri de joacă, cu alei, cu iluminat. Ce suprafață spuneți? Cred că vreo 3,5 hectare din câte mi-amintesc, dar ideea este că finanțează exact zona verde, partea de parcuri și ca să vă faceți o idee ce înseamnă că suntem tot în zona verde, lucrurile de construcție, efectiv de ocupare a suprafeței verzi, nu trebuie să depășească 10% din total suprafață verde. Iată că discutăm iară de... Se fac pași și în pași destul de mari. Mai discutăm de asemenea în pentru zone defavorizate, crearea de spații verzi. Orientarea primăriei Târgu Jiu a fost în zona Tujna, la cartierul Obreja, în zona Bulevardului Catena Teodorou, unde de asemenea circa 4-500 de mii de euro i-avem alocat să creăm și acolo o zonă. E o zonă foarte stearpă, să zic așa, la Vădeni. Acolo sunt foarte multe zone, dar acum v-am spus proiectele, pentru că noi a trebuit să ne încadrăm în această sumă de circa 26 de milioane de euro, atât s-a repartizat municipiului Târgu Jiu. Oriceea ce v-am spus pe partea de transport în comun, pe zone verzi, pe școli, pe creșe, pe grădinițe, am încercat să găsim proiecte așa încât să devină eligibile, să ne încadrăm în zona două respectivă. Două întrebări de la telespectatori. În primul rând, giratoriu din barieră. Care mai e situația? Știu că a fost blocată oarecum investiția. Haideți să nu-i spunem că a fost blocată investiția. Sensul giratoriu la ora actuală, din păcate, târziu are autorizația de construire. S-au obținut toate avizele necesare și ultimul aviz, după care s-a stat puțin mai mult, a trebuit să se mamble cumva la documentație, să se pună de acord drumurile naționale cu proiectantul. Cert e că la ora actuală avem autorizația de construire scoasă, avem contractul încheiat cu SECE Edilitara, Societatea Primăriei Târgu Jiu. Ne-am orientat că dacă vremea va permite, până când, eu știu, chiar nu se mai poate lucra, măcar inelul central să poată fi realizat, să putem îndepărta balizele, nu că n-ar funcționa până în primăvară, dar ne gândim ce ar însemna cantități de zăpezi mai mari, utilajele de dezăpezire, cu siguranță o să trebuiască din când în când, dacă nu permanent, om care să supravegheze și efectiv să reașeze barizele. Deci ce a fost deblocată din punct de vedere al execuției, avem autorizație, avem contract, să sperăm că vom prinde câteva zile bune, dacă nu, în primăvară vor fi reluate lucrările. Bun, și ar mai fi o problemă, adică neapărat chiar o problemă, la parcarea Rodna acolo. Am înțeles că se va decupa din trotuar, se vor face schimbări în legătură cu locurile de parcare? Zona din Rona, sau mai bine zis parcarea Rona, odată cu readucerea la primăria Târgu Jiu a parcării private la ora actuală, se are în vedere
gestionarea întregului de acolo și parcarea pe care o gestionează primăria Târgu Jiu și cea care se va întoarce la primăria Târgu Jiu din punct de vedere al administratorului. Ori atunci, avându-se în vedere, trebuie văzută toată suprafața pentru a nu se pierde locul de parcare și a putea avea efectiv un circuit complet. De exemplu, acum se așteaptă pentru prima parcare să intre, dacă nu sunt locuri, este greu să ajungi să intri în a doua parcare. De aceea se reașează acum întreg sistemul, pentru că odată întoarsă către primărie și cealaltă parcare, întreg de la Super 2000 până în Bulevardul Unirii, până în Strada Unirii, se va reașeza circuitul de acces și de ieșire din parcări să fie în favoarea participanților la trafic și la cumpărături. Când va intra Dabinele în gestiunea primăriei? Când se va întoarce parcarea Rodna la primărie? Nu aș putea să spun că nu gestionez contractele, dar cred că nu mai este mult până când expiră contractul. Cred că în decembrie acum. Probabil în decembrie se va întoarce și atunci vom avea condiții. Veniți o informație că se va decupa din o bucată dintr-un trotuar de acolo? Probabil vor fi ceva lucrări în zona respectivă pentru a putea așeza sensurile de circulație. Dacă se va constata că trebuie făcut o intrare sau o ieșire, cu siguranță se va decupa. Totul, dacă se va face, se va face pe baza unui plan comun, de comun acord supus avizării în Comisia de Circulație, ca să putem să avem un circuit normal, să nu ne putem împiedica de la căile de acces. Din fondurile europene pe care le veți atrage, există și vreo componentă cu privire la parcări? Din punct de vedere al parcărilor, trebuie să privim exercițiul financiar pentru anul 2020-2026. Se discută foarte mult pe partea de dezvoltare tot în zona transportului în comun și infrastructură mare. De ce spun și mă leg tot de transportul în comun? Prin politica de parcări a municipiului Târgu Jiu, politică care a stat în dezbatere publică, a fost aprobată în ședință de Consiliu Local, se are în vedere că atunci când poți să oferi cetățeanului accesibilitatea către un mijloc de transport modern, să descurajezi participanții la trafic cu autoturismele proprii. Ori în acest sens s-au stabilit câteva locații destul de mari, locații care sunt în general la intrările în municipiul Târgu Jiu și v-aș da doar un exemplu ca să nu ne plimbăm prin tot orașul. Dacă privim la sensul giratoriu din zona CET, troleibuzul sau mai bine zis autobuzul la ora actuală ajunge până în zona respectivă, întoarce în sensul giratoriu, se întoarce către oraș. Ori imaginați-vă, odată cu extinderea troleibuzului către strada termocentralei, achiziționarea acestor troleibuze moderne cu autonomie care pot să ajungă în zona respectivă, și în zona aia, putem să discutăm pașii următori de crearea de parcări mari, parking ride, unde cetățenii, participanții la trafic sau cei care vin cu mașinile în municipiul Târgu Jiu să poată să oprească în siguranță, să parcheze în siguranță, mașina să fie supravegheată printr-un sistem de camere de luat vederi, iar cetățeanul să urce în mijlocul de transport știind că are o frecvență de câteva minute, condițiile sunt normale, prețul nu este atât de mare decât să pierzi în trafic consum de combustibil, ori prin acest program, de aceea spuneam, poate renunță la mașini se are în vedere că atunci când poți să oferi accesul la acest mijloc de transport modern, să poți să creezi condiții, că până la urmă scopul este să descurajezi participanții la trafic cu mijloacele proprii, asigurându-le condiții de deplasare cu mijloacele de transport public în comun, așa cum este peste tot în lume acolo. Sigur că da. Da, ori la ora actuală, indiferent câte parcări se vor face, nu mai există atâtea hectare în municipiul Târgu Jiu, în mijlocul orașului. Are domnul primar în vedere pentru anul viitor o parcare în zona Traian, dar nu trebuie să uităm că odată cu finalizarea stadionului municipal vom discuta de circa 200 de locuri de parcare, care probabil în iunie, în iulie, când va fi gata întreaga investiție, toate aceste locuri de parcare pot fi puse la dispoziția cetățenilor. Dar încă o dată spun că până la urmă trebuie să oferi condiții de transport public în comun, ca să poți să spui că cineva renunță la mijlocul propriu de transport și ca să poată să ajungă în zona centrală sau oriunde, are condiții, știe un termen de sosire și estimează un termen la care ajunge la destinație.
domnul primar mai spunea ceva și în legătură, nu cred că vizează fondurile europene treaba asta, dar vă întreb și pe dumneavoastră ca reprezentant al primăriei, paducurile, pentru că în toate cartierele sunt câini fără stăpân, e o problemă actuală de foarte mult, deci în fiecare an e aceeași problemă. Aveți idee cam fiind și sărbătorile acum, Balamucul o să fie pe străzi din cauza traficului câinii? Problema câinilor este o problemă și nu este numai în municipiul Târgu Jiu. Este o problemă, din păcate, la nivel de țară și vedem atâtea cazuri. Din fericire sau mai puțin din fericire că n-au fost atâtea cazuri, s-a întâmplat și în municipiul Târgu Jiu, să spunem, situații mai neplăcute. Dar singura soluție este de a putea gestiona împreună câinii fără stăpân, împreună cu toate fundațiile și asociațiile. S-au făcut demersuri, au fost făcute întâlniri pentru ca toate fundațiile care sunt... Noi câte avem aici? Pro Animals, nu mai știu care sunt, da, să poată împreună cu Primăria Municipiului Târgu Jiu să facă front comun și să poată să treacă la gestionarea câinilor fără stăpân, fără o sterilizare în masă, fără acțiuni comune, fără niște fonduri alocate, fie că sunt alocate de către Primăria Târgu Jiu, fie că sunt acte de caritate făcute de către firmele iubitoare de animale. Până nu se stopează fenomenul mulțirii, se discută foarte greu. Din păcate, Târgu Jiu nu poate fi închis cu un gar, cu porți, cu lacăte, și nu de puține ori. Construcția unor, dispensare pentru căței. Domnule, de aceea spun că Primăria Târgu Jiu, la ora actuală, în zona unde gestionează padocul, prin personalul care îl are, face sterilizări. Tot acolo sunt destui care vin și contra cost, poate că nu sunt nu știu ce costuri, dar până la urmă, dacă nu se trece la o parte de sterilizare efectivă, nu putem să spunem că se termină, pentru că orice adăpost, ca orice adăpost, are o capacitate. Ori, indiferent ce se întâmplă, că adopții, din păcate, nu sunt atât de multe pe câte... Din păcate, da. Da, din păcate, nu sunt atât de multe, să spunem că au un rin susținut și putem să punem în padoc. Dar cred că, în perspectivă, împreună cu aceste fundații privind protecția animalelor sau cu iubitorii, așa cum îi cunoaștem, se va rezolva până la urmă și problema lor. Soluții comune. Eu vă mulțumesc mult că ați participat la această emisiune, vă mai aștept și data viitoare, cum să spun, pentru că am cât mai repede, da. De foarte puține investiții, n-am discutat de canalizarea pluvială, n-am discutat de străzi, n-am discutat am de putea asfalt, săptămâna de aceasta programul. Să ne mai întâlnim, să spunem că asta ar fi o primă ediție, urmează ediția a doua cu domnul Ionescu. Da, spre sfârșitul săptămânii, sigur că da. Pentru că vrând nevrând există o activitate. Și lumea este foarte interesată, să știți. Locuințele ANL, locuințele sociale. Da, erau mai multe, da, sunt foarte multe alimentări cu energie electrică, cu gaze naturale, deci sunt foarte multe. Domnul ori nu director, până la sfârșitul săptămânii vă mai vedem. Sper că ne întâlnim săruna.